prieteni! Salut, prieteni! Bine ați venit pe canalul Ireșca Info! La noi astăzi e superb afară, e un timp foarte frumos, frunzele cad. Este foarte cald, de mult nu am mai văzut așa timp, la noi a fost ploi, vânt, dar astăzi este super. Sunt undeva 20 de grade, prieteni, veniți la noi la cine nu este cald. Și noi am ieșit la primărie până la magazin și totodată... Și totodată vrem să facem un video foarte interesant, hai să spunem un experiment, un challenge. Noi am mai făcut astfel de video unde am dat lui Irăcica 150 de lei și ea și-a cumpărat produse singurică. Atunci și-a cumpărat pentru mare. Astăzi noi vrem să dublăm suma de 300 de lei. 300 de lei, prieteni, în roni, astăzi se primesc 60 de roni, 60 și ceva de roni. Dar așa este, Andriuș. În ce constă 60 de roni? Noi vrem să dăm lui Irăcica acești bani, singurică, dar de data asta nu își cumpără pentru mare, înțelegi? Dar Irăcica va rămâne astăzi singurică, singurică, da, cu Andrieș acasă și noi ca părinți vrem să vedem ce își va cumpăra ea dacă noi chiar nu vom fi acasă și îi lăsăm bani. Și vrem totodată să facem cu experiență și pe viitor să stăm liniștiți. Și o să vedem ce produse tu o să-ți cumpere, nu numai ție, dar ție și lui Andrieș împreună, e clar? Da, eu sunt sigură că mă voi descurca cu această Andrieș! Noi, prieteni, sincer, nu-i spunem nimic absolut lui Ira, poate să cumpere ce dorește, ce dorește, lasă să cumpere. Și la urmă o să facem concluzie, s-a descurcat Ira sau nu s-a descurcat. Da. Ești de acord? Sunt de acord, deci mergem la magazin. Dar împreună cu voi la urmă o să facem concluzia. Hai să vedem ce va cumpăra Irăcica de 60 de roni pentru ei Andrei. Haideți! Haideți!
Iată, prieteni, eu tot deja am cumpărat și nu știu dacă aici sunt 60 de roni. Eu cred că sunt, dar dacă nu sunt, noi ne mai întoarcem și mai cumpărăm. Acum da. Și ne uităm după bonul de plată. Dar dacă sunt, mergem acasă și eu o să vă arătăm. Că mie tot mi este foarte interesant să vedem ce a cumpărat Irecica. Vă tot ce a ales e singurică pentru ea și Andrieș. Hai, mergem acasă și o să fie clar. Dacă mergem. Este de 60 de roni, mergem acasă, da? Uh-huh. Hai. Iată, prieteni, noi am ieșit de la magazin și acum o să vă arăt ce produse am cumpărat. Și mi este foarte interesant, prieteni, eu cred că și voi. Haideți să vedem împreună ce a cumpărat el. Hai, arată, ce ai cumpărat? Mie este foarte interesant. Pufuleți pentru Andrieș. Pufuleți pentru Andrieș. Pufuleți duși, prieteni. Pârjoale de casă. Pârjoale. Pârjoale de casă, da. Pârjoale de casă, Irecica a cumpărat. Pârjoale tot pentru Andrieș. Nu, pentru mine. Tine, pentru tine, mai departe. Aici am brânzică și, nu, este un biscuit cu brânzică. Biscuit? Nu, chiflă cu brânză. Da. Chiflă cu brânză. Dulce. Asta tot la Andrieș, da? Nu, asta mie. Mai departe. Unt tot mie. Unt. Covrigi. Unt ai cumpărat. Cumac, lui Andrieș și mie. Covrigi a cumpărat. Mai departe. Activia cu cereale. Activia, bravo. Pentru Andrieș. Okay. Orez, ca să fac orez cu carne. Și am luat de asta. Mine tare m-a uimit când era s-a dus la raftul cu orez. Mie nu vine a crede. Am era, luat orez era scumpir orez. Și să-l fac. E ușor. Am luat cerci pentru Andrieș. Cu lapte. Nu, tu știi cum se face terci? Da, pui 6 linguri de terci, apă caldă și după aceea cât e încă e călduță, trebuie să o amestecăm și înainte de a da copilului să o suflă. Ia să fie. Nu știu cum se face, vă o să întrebăm pe mama dacă e corect. Mami, e corect? Da. Hai, ce mi-ai cumpărat? Cașcaval pentru mine. Cașcaval. Zahăr pentru mine. Când am văzut și zahăr, tot m-a uimit. Era scumpere zahăr. Pâine și pentru mine și pentru Andrieș. Andrieș tot nu pâine cu unt și cu cașcaval. Am înțeles, da, deja. Și banane. Aici am luat 4 banane. Și banane. Da, chipsuri, suc, înghețată. Dar pe mine aceasta și m-a uimit foarte tare. Prieteni, chiar nu și-a cumpărat chipsuri, înghețată, sucuri, cola, ceva, da, de genul Vai. Acesta. Da. Știu că Andrieș o să vadă și sunt serioasă dacă rămân cu el, pentru că este așa un lucru... Așa că eu cred că, prieteni, care este concluzia noastră? Irecica s-a descurcat foarte bine. Bravo! Nu m-am gândit eu că o să alegi tu astfel de produse. Eu, sincer, m-am gândit îndeoște la alte produse că Ira va cumpăra. Sincer, nu i-am spus ce să aleagă. E singurie că iată ce vedeți așa. Eu mai am crezut să iau Chupa Chups, chipsuri, păi de ce n-ai luat? Pesmieți, m-am gândit, măi, dar o să mă vadă Andrieș, trebuie să iau și lui ceva. Bine, eu cred că Irecica s-a descurcat, cred că merită multe like-uri, da? Da. Ți-a plăcut astfel de video? Astfel da! De bine, haideți da, să ne luăm rămas bun. Prieteni, dacă v-a plăcut alegerea mea și acest video, puneți multe, multe like-uri și abonați-vă la canalul nostru YouTube, Irecica Info. Prieteni, vă iubim! Pe curând! Pa, pa! Pe curând, prieteni!